Ne aducem aminte în lucrarea lui Dumnezeu de acest frate scump, Dionisie Giuchici. Dați-mi voie să vă relatez o întâmplare pe care am avut-o împreună, dacă sunteți de acord. Și vă voi cânta o cântare care s-a născut în acea întâmplare. Vreau să cânt spre gloria lui Dumnezeu o cântare care se intitulează Am văzut paradisul în flăcări. Știți că fiecare cântare are certificatul ei de naștere. Îmi place atât de mult corul de la Voitinel, îmi place fratele dirijor, îmi place fiecare solist în parte, are particularitățile lor. Au ei fiecare ceva specific din Dumnezeu, ca să faci lucrarea lui Dumnezeu, nu o faci oricum. Dumnezeu prima dată te trece prin inelul lui, ca să potrivești așa cum trebuie. Și mă uitam la ei și spuneam, mă, ce frumos să se unească vocile, să laude pe Domnul. Într-o noapte, într-o dimineață, când ne întorceam din Cluj, veneam de la Cluj, trebuia să ajungem în Banat. Era spre zorii zilei și am fost foarte obosiți. Ne-am oprit înainte de Oradea, în comuna Oșorhei, dacă ați auzit, am poposit acolo la niște frați. Cu noi era și fratele Dionisie Giuchis și mai mulți frați. Și ne-am dus, ne-am așezat care pe unde am putut, vă dați seama, dimineața, toată familia dormea. Unde ne-am dus, la cine am poposit, avea și copii mici, ne-am pus pe unde am putut, unii pe bancă, alții în pat, pe o dormeză știu că au fost vreo 3 sau 4. Fratele Dionisie Giuchis și el s-a uitat puțin în jur și a zis, știi ceva, eu văd aici o șură cu fân, mă urc acolo sus pe fân și dorm. Eu în replică i-am spus, bine mă Dionisie, dar vezi că ești aproape de Criș și aici sunt țânțari. S-ar putea să le fie de hrană până dimineață. Vino cu noi în casă. Nu. Să nu uiți un lucru, mi-a spus. Stăpânul meu este și stăpânul țânțarilor. M-am uitat la el și am zis, și acum vrei să-mi spui că nu te va mușca niciunul? Și mi-a zis, nu știu dacă mă va mușca da sau nu. Dar cu siguranță nu mă vor mânca. Și dimineață, dacă harul lui Dumnezeu va fi cu mine, voi fi în picioare. Dar îmi spune, zice, simt din partea Domnului ceva. S-a dus, acolo a dormit. Nu știu cum s-a odihnit, dar spre zorii zilei s-a întâmplat un lucru. Îngerul lui Dumnezeu l-a condus pe Dionisie spre paradis. Și a încercat să explice puțin desprinderea aceasta, ridicarea aceasta și spunea el, simțeam cum mă ridic de la pământ spre cer. Parcă vedeam orașul Oradea, dar panorama lui mi se pare atât de departe și pe ce mă ridicam, vedeam becurile mai mici, mai mici, mai mici. Și la un moment dat n-am mai văzut nimic, m-am desprins de pământ și am intrat în gloria lui Dumnezeu. Și un înger al Domnului a venit la mine și mi-a spus, Dionisie, uite paradisul lui Dumnezeu, scrie Dionisie, ne-am sculat dimineața. Și el era acolo și auzeam o voce, avea o voce plăpândă. Poate că dacă i-aș fi zis, Dionisie, dă-mi un do diez major sau minor, ar fi zis, ăla pe ce planetă-i? Dar știți ceva? Am încercat să învățăm cântarea. N-avea voce de cântat. Nu că suntem noi atât de speciali. Dar este o diferență între urechea muzicală și ureche nemuzicală. Cei cu urechi muzicale spun, mă, când cei fără ureche muzicală încep să cânte, ale noastre cad jos. În lumea muzicală se folosește o jicală, așa. Zice, mă, nu ți-au căzut urechile? Și atunci știi ce vrea să spună.
Nu ți-au căzut urechile? Mă uit la fratele Aurel, un recitator cu care am avut atâtea drumuri și atâtea bucurii. Păi dacă m-ar pune pe mine cineva să recit, fratele Aurel zice, mă, du-te după șură să nu te audă nimeni. Că n-am darul ăsta. Nu știu cum e el cu cântatul. Poate că îl probăm. Dar, în sfârșit, ne-am trezit și ne-am uitat și fratele Dionisie cânta și am zis, bă, ce cânti tu acolo? Hai să vezi ce mi-a dat Domnul. Și atunci am cunoscut că această minunată cântare care a produs atâtea bucurii și când am fost data trecută la evangelizare și la deschidere de biserică undeva dincolo de Recaș, nu mai țin minte denumirea satului, le spuneam unor frați de acolo că împreună cu fratele Aurel am fost la Marghita și acolo Dumnezeu la această cântare a revărsat Duhul Sfânt peste biserică. Frate Aurel, cu această cântare m-am întâlnit la 3 ani după aceea, la Lugașul de Jos, lângă Alești, împreună cu Petrica Lascău, eram la o evangelizare, când un frate de acolo, după ce a terminat programul, s-a ridicat în picioare și a spus, te rog să cânți această cântare. Și am spus, de ce? Cânt-o, frate! Și tot timpul cât am cântat cântarea asta, a rămas în picioare și plângea. Și parcă lacrimile îi făceau un circuit, ochi, gură, ochi, gură, și nu se mai terminau. Și am zis, de unde atâtea lacrimi? Și l-am întrebat, dar de ce? Aceasta este ușa prin care eu am intrat la Domnul. În seara aceea când voi ați fost acolo cu poemul, eu m-am dus acolo să-mi compromit soția. Eram un mare activist de partid și n-am suportat să mă facă de râs soția mea. Dar Dumnezeu m-a transformat pe mine. Și când am mers acasă, spunea el, mi-am îmbrățișat soția, am căzut amândoi pe genunchi. I-am cerut scuze și i-am spus, dragă soție, te rog să mă ierți. Am fost o brută toată viața, am fost un nesimțit, un nesigur, un om fără echilibru. Iartă-mă că am fost atât de dur, dar astăzi l-am cunoscut pe Iisus și astăzi, cunoscându-L pe El, vreau să-ți spun, n-am să mai fac niciodată lucrul acesta. Când a făcut această mărturisire, ne-am ridicat cu toată biserica în picioare la Lugaș, i-am mulțumit lui Dumnezeu. Și am zis, ce înseamnă să sameni cuvântul lui Dumnezeu și să te întâlnești cu El după mult timp? Aruncă-ți pâine pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Trăiască Domnul! Slăviți să fie Domnul!